Florin Pârvu are 24 de ani și a abandonat școala pentru că a plecat cu tatălui în străinătate. Într-un moment de rătăcire a luat-o pe căi greșite și a început să consume și să distribuie droguri. A fost prins de poliție și a ajuns după gratii. Pentru că nu și-a terminat studiile în libertate, în pușcărie a început să învețe pentru a recupera. Anul acesta a susținut evaluarea națională. A fost la ore și speră să promoveze acest examen. A fost bine, exercițiile au fost accesibile. Asta se dă datorită faptului că am învățat, am avut niște profesori foarte buni și au fost accesibile, unele mai grele, unele mai ușoare, dar m-am descurcat. E prima dată când susții examenul? Da, da, prima dată. La care examen te-ai descurcat mai bine? La română, la limba română. La matematică mai puțin, dar m-am descurcat. A fost mai greu la matematică? Accept. Da, un pic mai greu. Cât ai pregătit pentru acest examen? Tot anul. Tot anul m-am pregătit, am învățat, mi-am dat silința și m-am descurcat. Eu cred că m-am descurcat foarte bine. Dacă va promova examenul, se gândește să se înscrie la liceu, dar anul viitor, atunci când va părăsi penitenciarul Târgu Jiu. Am avut de analiza sintactică și morfologică unele cuvinte, o compunere despre colegul meu și niște exerciții de antonime, sinonime, de genul acesta. Și la compunere, ce ai scris? Despre colegul meu, cel mai bun. Cum este? Colegul tău de aici, de după gratii. Nu, a fost un coleg fictiv. Am avut ocazia să termin clasa 8-a și am terminat. Ce vei face după? Probabil o să continui. Mergi la liceu? Probabil că da. În acest an, Florin Pârvu și alți trei deținuți din penitenciarul Târgu Jiu au susținut evaluarea națională. În cazul în care vor promova examenul și vor să-și continue studiile după gratii, trebuie să se transfere la o altă închisoare. 4 persoane private în libertate au susținut testele din cadrul evaluării naționale în această săptămână. Au posibilitatea să se înscrie la liceu dacă vor promova? Dacă vor promova și dacă doresc, pot urma cursuri liceale atât în penitenciar, nu la penitenciarul nostru, deoarece la momentul ăsta nu avem clase de liceu.